partenerul general al emisiunii, Zahăr Cinci Inimioare. Invitat din această seară, Eduard Nesterenko, a primit o lovitură grea de la viață. În urma unui accident rutier a rămas fără un picior, iar acum are nevoie de o proteză costisitoare care i-ar putea ușura existența. Haideți să vedem mai întâi un filmuleț extrem de emoționant. Eduard Nesterenko este acum invitat la Iubește Viața împreună cu frumoasa sa familie, dar și alături de Svetlana sa Iisus, cea care, prin intermediul platformei de caritate, încearcă să îl ajute. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Eduard, știu că oarecum viața ta și a întregii tale familii s-a schimbat acum recent, în luna iulie acestui an. Ce s-a întâmplat mai exact? Попал в тяжелую аварию, после чего лишился ноги. Это очень тяжело говорить об этом. Да, тяжело. Тяжело думать об этом, говорить еще тяжелее. Потому что до этого была жизнь очень активная у меня. И сейчас больше 3 месяцев я только лежу в кровати, благодаря друзьям раз в неделю, раз в 2 недели выхожу на 10 минут на улицу. Помогают мне подышать воздухом. Cu siguranță a fost greu să primească această tristă veste și soției tale, care atunci era însărcinată, nu-i așa? Da. Cel de-al treilea copilaș. 1-7. Cum ai primit vestea și cum s-a schimbat viața voastră după, imediat după acel accident? S-a schimbat la 180 de grade. Absolut tot s-a schimbat. Nu mai este viața cei care a mai fost. Și mai ales că avem și alt copil, al treilea copil. A fost greu. Greu a fost. Când mi-a sunat și mi-a spus că e merită în accident, m-am dus imediat și l-am văzut prima dată că eu a fost. Și apoi, peste 2 zile, trebuie să iau, să luăm decizia că să-i amputeze piciorul ca să-i salvăm viața. Iarăși greu. Această decizie ați luat-o împreună sau...? Da, pentru că soțul era încă în stare de șoc. Așa. Era după morfină și el a dat acordul. Dar oricum așteptau și iscălitura mea ca să facă, adică să amputeze. Te-ai gândit că va fi atât de greu? Sincer, atunci nu aveam așa gânduri. Atunci tot merge așa, una după alta, adică ca în vis. Nu realizam până la urmă tot ce se întâmplă. Nici până acum încă nu realizez la 100%, încă tot așa merge, tot ca un coșmar. Câteodată, pe o secundă, pe două, parcă uit că s-a întâmplat și mă gândesc că nu poate fi asta. Și mă văd pe dânsul și îmi dau seama că da, s-a întâmplat.
dau seama că este extrem de greu să te trezești dintr-o dată dimineața fără un membru. Trebuie să începi să trăiești oarecum altfel, să faci toate lucrurile de la început. Voi știu că ați găsit o modalitate de a vă ușura oarecum existența, o proteză, și o să întreb pe Svetlana despre ce este vorba. Am deschis un cont de colectare. Din păcate, proteza este foarte costisitoare. Vorbim de suma de 30.000 de euro. O sumă pe care pentru orice familie din Republica Moldova este o sumă enorm de mare, dar pentru familia Nesterenko știu că și așa nu le venea foarte ușor să trăiască și pentru ei este o sumă colosală. Sper enorm. La moment avem colectați deja 2.000 de euro. Este o sumă mică, dar totuși suntem foarte recunoscători pentru ea. Și sper că în scurt timp, fiindcă situația lui Eduard se agravează, el nu poate păși nici pe al doilea picior, este interzis, nu poate absolut deloc, este imobil acum la pat și cu cât mai repede o să aibă proteza la doilea picior, ar putea un pic măcar să înceapă să se deplaseze, nu știu. M-a impresionat mult istoria lor, povestea lor. Eu și așa sunt sensibilă, dar de când cu sarcina am devenit și mai sensibilă și m-am pus pe câteva secunde în locul soției să fie însărcinată în luna 7 și să-ți spună dintr-o dată că jumătatea ta, capul familiei, cel care are grijă de zi de zi de familie, de copii, dintr-o dată, nu știu, cum a spus și Elena, cred că s-a schimbat, cu siguranță le s-a schimbat viața și îmi dau seama cât le este de greu. Și ea este foarte puternică că a adus pe lume un copil sănătos, a rezistat, având 7 luni era și un risc, ca noi femeile știm că era și un risc să nască atunci, de la șoc, dar bravo ei că a rezistat și acum demonstrează zi de zi că este puternică, este alături de el, atât ea cât și fetițele sunt atât de bravă și îl încurajează și eu sper că în timpul apropiat să reușim împreună să le schimbăm un pic soarta, să le facem un mic, nu știu, să le aducem un mic zâmbet pe față, deși oricum viața lor nu o să mai fie niciodată la fel. Dar deja ei trebuie să aibă tărie, puterea ca să se obișnuiască, să trăiască această lovitură a vieții, din păcate. Da, și eu sunt absolut sigură că oamenii care vor privi această emisiune, mulți dintre ei vor sări în ajutor. Sper pentru această suflet, familie frumoasă. Și doar știu că este foarte greu, dar trebuie să fii tare pentru că ai 3 copilași minunați, ai o soție care te iubește foarte mult și care îți este alături și trebuie să fii tare și să lupți. Pentru că cu siguranță se vor colecta acei bani pentru acea proteză atât de necesară vouă. Svetlana, zi-mi, cum ai aflat de cazul lor? Mi-au scris pe rețele de socializare, ca și toate cazurile care mă găsesc sau la telefon sau pe rețele de socializare și sunt multe cazuri, cum și-am spus, avem chiar în ultimul timp, am exagerat de multe scrisori și mi-am cerut nouă dată scuze de la urmăritorii mei, fiindcă nu reușesc fizic, dar cazul lor mi s-a părut mai grav decât celelalte și l-am acceptat mult mai repede și am început colectările. M-a impresionat enorm, am văzut pozele cu Eduard când era pe patul de spital, cu soția însărcinată, cu fetițele lângă el, am văzut careva video și nu știu, nu vreau să-mi imaginez ce simte Eduard, ce simte Elena, îmi imaginez, dar ce simte el ca bărbat, care probabil știu sigur că undeva are un simț al vinovăției, că nu mai poate să aibă grijă de familia lui și pentru un bărbat asta este foarte, foarte grav și pentru că nu este primul caz când avem așa cazuri, când bărbații rămân imobilizați la pat, nu mai pot să aibă grijă de familie și toți se repetau și toți spuneau că cel mai grav este simțul acesta de vinovăție în fața familiei, fiindcă el nu mai poate să-i ajute. Și dacă sincer mi este milă de el ca bărbat. Aș vrea ca să se termine această poveste și el să iasă cu fruntea sus, capul sus, mândrul, că poate să aibă grijă de familia lui în continuare și viața lui un pic să prindă culoare. Cu siguranță așa va fi. Sperăm. Fetițelor, voi cum îl încurajați pe tăticul vostru? Ce îi spuneți? Очень люблю папу.
Не хочу, чтобы... Да, este, este greu să vorbească, e o situație extrem de delicată. Totul va fi bine, vei vedea pușor. Sincer, vă doresc din tot sufletul să colectați acei bani de care aveți nevoie, să ajungeți la operație și să prindă un contur frumos viața voastră. Vă mulțumesc tare mult că ați venit. Dragilor, vă rămâneți cu noi pentru că revenim după o pauză de publicitate. Am avut niște aventuri de nedescris. Poate aveai pofte de uită și nici nu știa. Și zic, Doamne, cum chiar nu mi-a venit să cred și asta chiar este deja a doua minune în viața mea. Svetlana Saisus crede că menirea ei în viață este să-i ajute pe alții și să facă mult bine. Și pentru că în înțelepciunea populară se zice că bine faci, bine găsești, de curând în viața ei s-a întâmplat o adevărată minune. Despre ce este vorba ne zice chiar ea. Bine ai venit! Bună nou, seara, bine v-am găsit! Spune-mi, până să-mi zici de minune, vreau să te întreb. Tu faci miracole în viața multor oameni sau cu ajutorul tău se produc foarte multe miracole și multe povești incredibile de viață ies la lumină, ca cea lui Eduard, de exemplu, într-adevăr o istorie tragică. La rândul tău ai și tu o poveste incredibilă de viață care începe chiar de la nașterea ta. Da. Știi ce vreau să te întreb, nu? Povestește. Da, probabil despre când am... făcut mica mea confesiune despre ce mi s-a întâmplat când eram mică. Confesiune extrem de emoționantă. Da. Chiar de la 20 de zile de naștere aveam și, nu știu, părinții îmi spuneau că plângeam non-stop, făceam febră foarte mare și absolut toți medicii le-au spus că nu am epilepsie și încă careva diagnostice, nu știu, cele mai strașnice care le-au auzit ei. Așa. Și le-au spus că nu o să trăiesc mult. Trăiam doar în spitale, mă chinuia foarte mult cu injecții prin cap, cu Doamne, îmi povestea mama că ea deja nici nu le mai permitea, era frică să le permită să mai facă ceva. Și la un moment dat m-a luat și a fugit din spital, fiindcă era milă. S-a gândit că dacă tot medicii au spus că o să mor, mai bine să mor acasă. Și ei repetau asta în fiecare zi. Pregătiți deja, nu știu, pentru o mormântare, pentru... Dar totul era de la o banală infecție la un ochișor, care am un semn pe viață, mi-a rămas și acum, și a descoperit-o tatăl meu. Era ca un simplu, nu știu, o inflamație, un coș, nici ei nu au înțeles ce a fost exact. Și într-o seară tatăl meu s-a ocupat, l-a prelucrat cu alcool, cu ceva, a scos răutatea din el și a spus că de atunci dorm, am dormit și toată epilepsia și toată febra s-a terminat. Nu știu ce avea să termine asta, fiindcă mă bucșeau cu toate medicamentele posibile și febra era atât de mare deja de mult timp și chiar nu știu ce avea să termine această istorie, dar probabil Dumnezeu a vrut ca să mai rămân un pic. Văd ceva parte. Da, Dumnezeu a vrut să te las pentru că tu ai o treabă foarte importantă aici pe pământ și te-ai născut pentru a fi o învingătoare, nu? Da, da. Da, și mulțumesc mult că m-a lăsat, pentru că mai am multe de făcut. Așa. Vorbeam la început că s-a întâmplat în viața ta o minune. Cred că toată lumea știe deja că ești însărcinată. Da. Și tu ai zis că acest lucru a venit în viața ta atunci când te așteptai cel mai puțin. Da, de fapt, nici nu mă mai așteptam, fiindcă, iarăși, de mic copil, din adolescență, mi-au cam tăiat aripile medicii și mi-au spus că din cauza diagnosticurilor pe care le aveam și le am în continuare,
ca femeie nu o să pot avea copii. Și acum nu vorbesc doar de medicii noștri, vorbesc și de... Am locuit și în Anglia, unde am conceput primul copil după mulți ani de încercări și s-au mirat toți acolo și mi-a spus că este o minune adevărată, așa ceva nu este posibil. Și nu m-am resemnat, dar am trăit mereu cu acest gând că băiatul meu într-adevăr a fost ceva, o minune, ceva întâmplător, cum mă asigurau, și chiar nu mai aveam nicio speranță la un al doilea copil. Deși mereu am trăit cu acest vis și sunt foarte impresionată, că sunt foarte atașată de fetițe, am două nepoțele și nu știu, le mănânc din ochi. Și mereu undeva mi-am dorit în adânc sufletul să am și o fetiță, dar nu mi-aduceam aminte. Nu, nici nu mai sperai. Da, au trecut deja 12 ani, băiatul este mare și chiar și când am fost în călătoria mea în India, toți știu că am fost în India, mereu când mergeam cu ghidul, el mă ducea la diferite locuri sfinte, diferite obiceiuri și îmi spunea mereu, uite, aici trebuie să-ți pui o dorință, aici pune o dorință, aici pune o dorință. Și de fiecare dată în cap mi era dorința să am o fetiță, neștiind că eu deja eram acolo însărcinată, deja fetița era și inimioara ei bătea în mine. Când am aflat acasă, nu venea să cred și mi-aduceam aminte fiecare locșor, fiecare, Doamne, cât am chinuit-o, fiindcă am fost foarte energică 12 zile în India, am mâncat toată iuțeala de pe pământ și am avut niște aventuri de nedescris. Poate aveai pofte de iuțe și nici nu știai. Și zic, Doamne, cum, chiar nu mi-a venit să cred și asta chiar este deja a doua minune în viața mea. Ai aflat că ești însărcinată. Cum ai simțit acele emoții? Ce s-a schimbat în viața ta? Dacă sincer, nu credeam în testele de sarcină, am aflat, nu știu, întâmplător, observam careva simptome, mă simțeam rău, zic, nu are cum, dar sora mea convins, zic, hai să facem un test, zic, nu are cum. Oarecum acele simptome specifice sarcinii? Nu, simțeam că mă îngraș, pur și simplu am văzut că brusc mă îngraș, zic, Doamne, parcă tot mă strădui să nu mănânc, zic, uite, așa de brusc mă îngraș. Și undeva aveam, da, careva, nu suportam mirosurile. Chiar nu suportam orice miros și îmi dădeam seama că zic, Doamne, nu aveam eu. Și sora m-a convins să fac un test, după care am mai făcut unul, am mai făcut unul, nu venea să cred. Și doar la ecografie, când am auzit inimioara, când mi-au spus că este sarcină și că am aflat că nu era un termen foarte, foarte mic și mi-am dat seama că am făcut și careva vaccine pentru India și am avut o aventură foarte mare, dar slavă Domnului, absolut nimic nu a afectat copilul. Emoții de nedescris, iarăși, nu știu, am fost atât de multe lacrimi de fericire, eu, cât și familia mea, fiindcă atât eu, cât și familia mea, și rudele, toți știu istoria mea, că mereu am fost, așa, mi s-a pus o ștampilă, cumva, că nu o să pot avea copii. Chiar am avut gânduri foarte multe de adopție, să adopt o fetiță. Spuneam că dacă până la 40 de ani mă gândeam și la fertilizare in vitro, la diferite chestii. Zic, dacă până la 40 de ani nu o să reușesc să am o fetiță, fiindcă probabil o să-mi fie zona. Dar cred că Dumnezeu a vrut ca... Dumnezeu într-adevăr a arătat că există minuni și ți-a demonstrat acest lucru de două ori. Da, mereu, sincer, de fiecare dată, chiar de fiecare dată când întâlneam un copil la aeroport, un copil care a învins cancerul sau mereu, nu știu, chiar părinții mă întrebau, Doamne, cu ce aș putea să vă mulțumim? Zic, absolut cu nimic. Și eu mereu îmi spuneam, îl rugam, Doamne, tu deja știi ce vreau eu, dăm și mie o fetiță și chiar nu am nevoie absolut de nimic. Și s-a întâmplat și pe această cale vreau să le spun, să le transmit tuturor femeilor care le spune că nu aveți o șansă să aveți un copil, să nu creadă. Dacă crezi tu și crede și Dumnezeu în tine, El o să-ți dărească neapărat, cu absolut cu orice diagnostic pus. Fericire multă, Svetlana, să fie totul așa cum îți dorești tu. Mulțumesc frumos. Să te mai întreb despre ceva. A trecut un an și aproape 9 luni de la acel eveniment, să zic așa, din viața ta, care oarecum ți-a schimbat la 180 de grade existența. Ce se mai întâmplă cu acea investigație? Știu că i-ai atacat în judecată. La ce nivel sunteți acum și dacă mai este important acum pentru tine asta? Da, nu pot spun că nu este important. Pentru mine este foarte important ca să câștig acest proces. Într-adevăr, i-am dat în judecată. Deja primele semne pozitive sunt. Am câștigat procesul cu o mamă care a dat declarații false împotriva mea.
Sunt foarte fericită că i-a recunoscut în acel proces, că a fost impusă. Ea a spus că îi pare rău și judecata a fost de partea mea, am câștigat prima, dar urmează cel mai important proces în curând. Până acum au fost, dacă sincer, foarte multe amânări din partea lor, dar totuși sperăm că în curând o să dăm ochii în sala de judecată și în decembrie, ianuarie ar trebui să avem deja procese serioase cu echipa RISE. Este foarte important și acum, chiar dacă timpul a trecut, fiindcă mereu m-am străduit să trăiesc așa, ca să las o amintire frumoasă despre mine, atât familiei mele, celor care mă cunosc. Asta vreau cel mai mult, să trăiesc așa, ca într-o zi când n-o să mai fiu, să fiu o amintire frumoasă. Și vreau ca să șterg din amintirea oamenilor, vreau să-l demonstrez că a fost doar o știre falsă, o defăimare. Nu vreau ca cineva să-și amintească de mine prin prisma acelui scandal. Fiindcă, din păcate, binele se uită așa uneori, dar dacă este o știre rea sau o pune grire, se ține minte mai ușor. Și pentru mine este foarte important ca adevărul să iasă la iveală și să-mi demonstrez nevinovăția. Deși foarte mulți au înțeles, foarte mulți mă susțin, chiar majoritatea, practic toți au înțeles ce a fost, dar eu, pentru mine este foarte important ca să demonstrez asta și legal. Atât de mult timp, aproape 2 ani, ce să mai primești mesaje? Da, din păcate da, fiindcă au grijă careva din părinți care nemulțumiți, chiar și un părinte care a fost atunci în reportaj, mai au grijă să distribuie acea știre, ea este veche, dar cineva totuși are grijă mereu să o distribuie în grupuri cu sute de mii de urmăritori și până ziua de astăzi lumea comentează, lumea care nu mă cunoaște, lumea care vede pentru prima dată știrea, eu până ziua de azi primesc mesaje foarte urâte, foarte multe și mereu le printez, să le am cu dovadă, cu data, cu ziua, ca să arăt că este o terorizare de asta continuă. Știrea, eu sper că odată ce voi câștiga judecata, fiindcă sunt sigură de asta, avem prea multe dovezi și este prea evident, eu sper că această știre să dispară de pe online, fiindcă chiar lumea nu se liniștește. Cei care vor să facă rău sau au chef de scandal, de bârfe, mereu o distribuie și o distribuie așa în plăcerea, nu știu cine are plăceri la asta, dar ea este foarte vizualizată. Cum este viața. Te rog să guși din ceaiul nostru de ierburi îndulcit cu zahărul de la 5 inimioare. Anul 2018 a venit cu cea mai grea provocare, da, în viața ta, iar 2019 cu cea mai frumoasă realizare. Da, asta și deja am spus. Deja eu cred că ai atât de multă imunitate încât poți să înfrunți orice. Eu asta și am spus, zic, Doamne, o să vină ziua aceea când eu o să zâmbesc, o să fiu din nou fericită ca înainte, așa. Fiindcă m-a marcat foarte mult acest scandal și chiar vestea cu sarcina, așa, a atenuat un pic, da, durerea. Zic, asta e ceea de ce aveam eu nevoie ca să mă salvez din acea depresie, fiindcă chiar pentru prima dată în viață am avut depresie. Eu nu înțelegeam oamenii care spun că, uite, am depresie. Mă gândeam că este un fel de, nu știu, așa, alentătură, ca să spun așa, sincer. Eu nu înțelegeam cuvântul depresie. Zic, cum poți fi? Dar acum am înțeles și există depresie, unde nu te ajută absolut nimeni, niciun medic, niciun psiholog. Dacă nu ieși tu din ea, dacă nu ai tu puterea să ieși, câteodată mă uit în urmă și mă gândesc, cum, Doamne, am trecut-o prin toate astea. Nu știu dacă aș mai putea să mai trec o dată. Nu vine să cred, mi-aduc aminte zi de zi, fiecare mesaj, fiecare, nu știu, atâta ură, cred că nu am văzut niciodată. Și chiar această sarcină, această fetiță mi-a dat și îmi dă puterea un pic să uit de ceea ce mi se întâmplă. Dar tu ai mai reușit să ai încredere în oameni după ce ți s-a întâmplat? Practic, foarte mulți oameni apropiați ție, nu, atunci ți-au întors spatele. Da, îmi dau seama că se schimbă radical percepția după un astfel de lucru. Nu am mai reușit să cred în oameni. Chiar am rămas și sunt dezamăgită de foarte mulți. Dar am învățat, în schimb, un lucru foarte important, să nu mai am așteptări de la nimeni, să mă bazez doar pe mine și să dedic mult mai mult timp familiei mele și să nu mă zbat, să nu-mi dau uneori și sufletul pentru cineva care la urmă ar putea să-mi întoarcă spatele. Mi este foarte greu și am spus-o nu odată, mi este foarte greu să continui să fac bine după ce am fost atât de rău atacată pe la spate și nu vorbesc acum de echipa RISE, vorbesc de oameni, care i-am ajutat, fiindcă erau și comentarii foarte urâte din partea oamenilor pe care i-am ajutat. Deși totul a fost bine la ei, au venit acasă sănătoși, dar ei la fel comentau, uite, stai, poate cumva și de la noi a furat niște bani, sau adică
eram șocată să văd comentarii de la oameni care chiar le-am făcut atât de mult bine și mi-este foarte greu acum să ajut, să am încredere deplină, fiindcă, nu știu, nu mai sunt cea care am fost, din păcate, și nu este vina mea. Fără să vreau, un pic m-am distanțat, m-am înrăit, ca să spun așa, și este o provocare pentru mine să continui să fac lucruri frumoase. Dar apropo, este... despre lucruri frumoase și despre platforma Caritate, ziceai deja de mult timp că urmează să o închideți, că crezi că începi să încetezi să te mai ocupi, da, cu Caritate. Da, și am închis-o pentru 4 luni de luni. Da, uh-huh. Am ce se va întâmpla de acum încolo cu ea? Pentru că văd foarte multe cazuri, soldate cu succes, oameni care cer ajutorul. Ce continuați să atunci faceți? Atunci am stopat-o, și dar după 4 luni, așa, în care mi-am dat seama că nu pot trăi fără asta, mă simțeam atât de vinovată și acum mă simt vinovată pentru cazurile pe care nu le-am ajutat. După 4 luni am anunțat că revenim și așa și rămânem. Revenim, uh-huh. Și eu sper ca niciodată să nu închidem, să o închidem doar în cazul în care nu o să fie nevoie de ajutorul nostru, când nu vor mai exista copii bolnavi, când nu vor mai exista bătrâni înfometați. Dar o fac cu plăcere, este viața mea și mi-am dat seama că ar fi fost o prostie și mi-ar fi părut rău toată viața dacă renunțam, doar ca să, nu știu, să fac plăcerea cuiva, a căruia a fost și scopul, fiindcă la urmă urmei asta a fost și scopul. Nu atât a fost scopul pe acea clinică, nu atât scopul a fost Svetlana s-a însuși și platforma Caritate să se închidă și să dispară. Și mi-am luat puterea. Dar ți-ai făcut așa niște concluzii? Ce părere ai tu de, dacă mi-ai zis acum că scopul a fost ca tu să dispari, de ce crezi că ar fi avut cineva un astfel de scop? Concluziile sunt și nu știu dacă este bine să le spun pe toate public, fiindcă le spun mereu și le voi spune în sala de judecată, dar sunt foarte multe persoane interesate ca platforma noastră să dispară, începând de la unii medici din țara noastră care m-au acuzat că le fur pacienții, ca să spun așa, până la careva fundații concurente din țara noastră renumită sau careva clinici care au încercat să colaboreze cu noi și am refuzat. Sunt foarte multe persoane care ar vrea ca platforma noastră să dispară și le-ar fi convenabil. Și chiar pe ei nu interesează absolut viața și sănătatea oamenilor. Aici este vorba de pur și simplu că am stricat business-ul cuiva, ca să spun așa. Ce alte cazuri din ultimul timp te-au impresionat foarte mult? Mă impresionează foarte mult cazurile de gen, mai avem un bărbat care s-a născut fără picior și am văzut niște poze emoționante cum el lucrează în grădină, lucrează cu sapa, a trăit în așa o viață, este un orfan. Avem foarte multe cazuri în care mor bătrâni de foame, primim scrisori din sate și încă nu mai cred că le citesc aceste scrisori și văd condițiile mizere în care trăiesc. Toate cazurile sunt impresionate. Copilași cu de câteva luni care au cancer în ultimul stadiu sau tineri care au nevoie de transplant de inimă. Nu știu, toate cazurile sunt impresionante și sper din suflet ca lumea să viziteze site-ul nostru mult mai des și să facă donații, fiindcă chiar o mică donație poate schimba soarta și destinul cuiva. Sunt într-adevăr cazuri tragice, dar nu știu, mă gândesc acum, fiind însărcinată, ai devenit și mai sensibilă și nu este bine să treci prin tine toate aceste emoții care te copleșesc, pentru că ești om și este normal să treci aceste emoții. Cum te detașezi oarecum? Cum încerci să fii mai calmă, să nu atragi atât de multă atenție? Din păcate nu pot, fiindcă asta ar însemna ca eu să dispar, asta ar însemna să-mi sting telefonul și să nu mă mai ating de el. Pentru că lumea care îmi scrie nu-mi cere permisiunea să-mi trimită careva poze, de exemplu, care sunt foarte emotive sau cu diferite operații sau cu PR-și. Uh-huh. Și fără să vreau le privesc, fără să vreau vorbesc cu acea lume, fără să vreau mă întâlnesc cu ei, nu știu, undeva mă conving pe mine că
energia mea pozitivă și la felul cum sunt eu, eu transmit mereu fetei și nu o să o afecteze. Nu pot să opresc acum activitatea, chiar nu pot, fiindcă sunt multe cazuri deschise, sunt multe cazuri în așteptare. Oricum vedem zi de zi la știri foarte multe cazuri tragice, asta ar însemna să mă izolez într-o lume roz, într-o lumea mea, și este imposibil. Încerc să trec peste cu emoțiile pozitive și frumoase care le am acasă, cu familia, cu copilul meu mai mare. Cum îți vezi viața peste 10 ani? Nu știu, mă văd fericită, cu fetița de mână. Mă văd ea făcând același lucru, caritate, cu platforma Caritate. Exact așa mă văd, umblând prin sate. Nu știu, nu aș vrea să... chiar nu aș vrea să, fiindcă lumea mea întreabă, poate ți este de ajuns, ar fi nevoie deja să angajezi niște lucrători ca ei să cutreiere toate satele Moldovei. Nu, absolut nu. Și mi-a repetat, chiar și acum, fiind însărcinată, o să încerc, nu știu, până ultima zi să fac eu acele campanii de Crăciun, de Paști, fiindcă asta este plăcerea mea. Nu, cu asta trăiesc și chiar nu văd pe altcineva în locul meu să o facă. Mă văd exact așa, doar că mult mai fericită cu o fetiță pe care mi-am dorit-o atât de mult. Și aș vrea, dacă aș avea puterea, un pic să schimb ceva la nivel așa mai, nu știu, să schimb careva legi, că dacă pot spune așa, aș vrea enorm ca statul să aibă un pic mai mare grijă de acești oameni care stau disperați și cer ajutorul altor oameni. Aș vrea un pic undeva, de exemplu, avem un caz acum cu o fetiță orfană care pur și simplu are nevoie de drum, fiindcă proteza ei se oferă gratis în Italia și are nevoie doar de bani de drum și a apelat la noi. Este o sumă simbolică și chiar mă doare să știu, uite, este un copil orfan, fără părinți. Chiar nu există o lege în care să-i ajute, măcar să o ajute cu bani de drum. Mă doare și sunt undeva înrăită pe... fiindcă mereu vedem la televizor promisiuni frumoase, politicieni noi, care mai de care, care mai... sfinți, dar nimic nu se schimbă. Svetlana, îți doresc numai bine. Îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc din suflet. Și o seară frumoasă și ție și vouă, dragilor. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și numai bine vă doresc. Partenerul general al emisiunii, Zahăr 5 inimioare.